Copii intoxicați cu fum din sobă, profesori care țipă la elevi la ore și toalete în curte. Este tabloul școlii românești pe care ministrul educației l-a descoperit astăzi la școlile și grădinițele din județul Ialomița. Monica Anisie a început controle neanunțate în unitățile de lângă capitală, iar rezultatele au fost departe de anul 2020. Primarii și directorii au rămas fără explicații. Comuna Axintele, județul Ialomița. La grădinița Frumușica, ministrul educației a întrerupt lecția despre sunete de la clasa pregătitoare. Învățătoarea avea o tehnică atipică de predare. De pe hol, cum urlați la copii. Aceasta este o atitudine pe care dumneavoastră trebuie să o aveți față de așa copii. Da, n-am urlat, doamnă. Poate am ridicat tonul mai mult la ei ca să mă fac înțeleasă. Regulamentul este unul strict pentru elevi. Liniște și curățenie. Parchetul este nou, așa că toți copiii sunt obligați să vină cu papuci de acasă, nu și cadrele didactice. Directoarea recunoaște mândră că ideea îi aparține. Este împământenită deja povestea asta cu papucii. Când au nevoie la toaletă, elevii aleargă până în curtea școlii. Doar acolo au grup sanitar. Explicațiile primarului, ales în funcție încă din anul 2008, sunt halucinante. Vorbim de 12 ani. Da, domnule, am avut alt WC-ul. Am primit 89.000. Eu am demarat un proiect măreț în care costă 5 miliarde. Deci proiectul acela măreț este una. Banii pe care i-ați primit aveau o linie directă, deci pentru toalete. Culmea e că primarul și-a dorit o construcție măreață, așa că a hotărât să renunțe la banii de la stat pentru că suma era insuficientă. Așa că grădinița din Frumușica a rămas doar cu aceste toalete din curte. De aceleași explicații absurde ale autorităților locale am avut parte și în comuna Sălcioara. Aici, în clase, copiii învață sub un nor de fum toxic. Pe zi ce trece, miroase mai rău. Deci, atât pentru copii cât și pentru mine, în momentul în care venim de dimineață, deci mirosim a fum. Am cerut să facem una nouă, am obținut finanțare pentru acea grădiniță prin Banca Europeană de Investiții. În plus, aceea școală a pierdut 4 profesori din cauza că primăria nu le decontează naveta. De la începutul anului școlar nu s-a decontat pentru că nu au fost solicitări de decont. Cum să nu fie? Nu. Se poate face dovada, o chem și pe doamna secretară. Unde se duc banii? 600.000 de lei pe an, noi trebuie să gestionăm acest bani, să avem iluminat, să avem salarii la primărie. Dumneavoastră ați lucrat pe degeaba? Dar profesorii ăștia, de ce să plătească din bani? Epopeea învățământului românesc este aceeași de 30 de ani de zile. 857 de unități de învățământ au încă toaleta în curte, deși anul trecut statul a alocat 65.000 de lei doar pentru asta, iar autoritățile aruncă vina de la una la alta, de la minister la primărie și de la școală înapoi la Consiliul Local, iar cei care suferă sunt copiii. Ministrul Educației promite controle și măsuri în continuare. Așa arată toaleta pentru copii în anul 2020.